intermediul Alfa și Omega, mulți și mă bucur că și din prietenii mei, cunoștințele mele, toți mi-au spus că este un program frumos, Dumnezeu să facă să crească, să fie hrană pentru motru și toți creștinii care am auzit de emisiune deosebită și toți au renunțat la alte cabluri care parabolice pentru ca să se aboneze la Alfa și Omega. Și mă bucur din inimă și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze și să meargă, să sporească în lucrare.